resurselor umane și am decis, în spirit de transparență, să publicăm grila, dar să rămânem cu anumite confidențialitate în ceea ce înseamnă declarațiile de avere. Dar trebuie să spun, când m-ați întrebat în termen de comparație, trebuie să spun că în termen de comparație stăm, nu vreau să ne lăudăm, că nu e asta, nu acesta este obiectul de activitate, dar suntem printre cele 6 bănci centrale, sau 7, care prezintă toate aceste date în acest moment. Nu sunt mai multe bănci centrale care au atât de multe detalii legate de politica salarială prezentate în acest moment. Este o tendință pe plan european de a da cât mai multe detalii în privința politicii salariale, dar dacă vă uitați pe site-urile băncilor centrale, veți vedea, evident, conducerea executivă este în principiu cea vizată prin informațiile pe care site-urile le prezintă, dar în ceea ce privește și celelalte componente ale politicii salariale, veți vedea, sunt mai puține informații. În acest moment suntem printre cele mai transparente bănci în ceea ce privește politica salarială. Și scuzați.